Ruby și Robert, singura șansă să rămâneți este să participați la cursa pentru ultima șansă. Ne așteptam. Mental suntem pregătiți, acum fizic să vedem cât putem să ducem. Sperăm că sunt niște jocuri la care trebuie să gândim mai mult decât să ne folosim abilitățile fizice. Nu putem decât să ne bucurăm, să le urăm succes și să apreciem că ei fac efortul ăsta și că vor să fie în continuare aici. Tot respectul pentru Robert și pentru Ruby. O enterocolită mică, crezi că îl oprește pe iubitul meu, Robert, din cursa pentru anticoșa. O altă echipă care va participa sigur, Șerban și George. Hai, da. Eu zic să... Suntem pregătiți de cursa pentru ultima șansă, totdeauna am fost pregătiți, abia așteptăm să vedem probele. Singurii al căror vot contează sunt cei deja condamnați. Pentru că celelalte două echipe nu s-ar putea vota decât una pe cealaltă. Ați ajuns la kendama noastră? Trebuia să ajungem boss aici. Nu, ce aveți? Pentru că dimineața asta este superbă, de-aia suntem atât de liniștiți. Nu ne e frică de cursa pentru ultima șansă. De parcă e vreo semn de întrebare. Cine merge? Acum a tot fost pe la cursa pentru ultima șansă, au toți fost votați și chiar s-ar putea să avem vot. Mai mult ca sigur că Ruby ne va vota pe noi. Și Șerban, George? Sigur, da. Păi a fost o etapă grea și a fost un joc de amuletă asupra căruia noi am avut așa niște obiecții. George cu Șerban nu or să ne voteze pe noi. Având în vedere clinciurile, micile împunsături așa pe care le-am avut cu George și Șerban, cu siguranță că și votul lor va merge tot la noi. Ceea ce s-a întâmplat și reacțiile noastre au fost unele la cald, probabil și a lor. Așa că... Cu toții greșim, mai ales că... Corect. Pasia Express e atât de intensă încât te solicită și psihic și emoțional și... Uneori spui mai mult decât ar trebui să spui. Ce să zic, asta am simțit. Noi mergem la joacă aici, nu mergem să ținem tot felul de râci. Da, se întâmplă, adică ne certăm noi între noi și e normal să se întâmple astea și între echipe. Și acum e o decizie pe care trebuie să o luăm folosind un raționament ușor cinic. Da. Amândouă echipele ne sunt dragi. Am ajuns până aici, te atașezi ca într-un cuplu, te mai cerți, te împaci, iar te încerți. Ideea e ca de aici, din Asia Express, să ne despărțim prieteni, indiferent de clasament, indiferent de ce se întâmplă, pentru că eu cred că ne unesc prea multe amintiri frumoase ca să ne despartă niște mici certuri. Corect, foarte frumos. Aș vrea să votez cu o echipă care este egală cu noi, ca putere. Care este cea mai puternică echipă dintre toate cele patru rămase în joc, să zicem acum? Este echipa cocuților. Acum cataloghez, în funcție de ce? Că dacă ce e la înseamnă ordine... puternic? Adică cum aș putea spune că noi suntem mai puternici decât Kobo sau că Ruby e mai puternică decât George sau viceversa? Clar, cei mai puternici sunt cocuții. Părerea mea, acum... Ha. Noi votăm cu Cerebel și cu vas. Să nu mai vorbesc cu mine viața ta! Chiar nu ne așteptam, da, adică nu. S-a văzut clar că ei sunt aici în competiția asta și acum este momentul să apelăm și la strategii și cred că s-au gândit că vor avea mult mai multe șanse probabil în fața lui Cerebel și a lui Oase acum, pentru că Oase totuși are piciorul destul de bolnav, dar nu știu ce să zic. N-are rost să stăm supărați și n-am vrut să se interpreteze că avem ceva cu ei. Plus că Cerebel cu Oase sunt apți de joacă. Au demonstrat că sunt în formă, au venit pe locul întâi. Asta înseamnă că au trecut peste orice altă problemă fizică și vrem alături de noi. Corect. Ruby? Da. Cine ați vrea să fie alături de voi în cursa astăzi? Mă întreabă pe cine votăm. Cred că e foarte greu. N-aș vrea să fim în cursa pentru ultima șansă cu niciuna dintre cele trei echipe, pentru că suntem mai leșinați și nu vreau să ieșim. Și dacă se poate să aduceți alte echipe? Să o aduceți pe Bianca? Wow! Emoția este mult mai mare și când știi sigur că vei fi votat, știi sigur că riscul tău este mult mai mare să fii eliminat. Ne-ai luat tare, abia am intrat acum și... De bea ieși din spital. E sedat, se vede. Ia zi, Vito. I-am votat pe ăștia de atâtea ori și ne-am înțeles atât de bine și am râs atât de mult.
La cine te referi acum? Da, ăștia doi. Kobo? Da. Da, și mie îmi pare. I-am votat de multe ori, de m-am săturat de ei și oricum vin aici cu noi și se întorc primii. Vin ultimii și se întorc primii pentru că sunt cei mai puternici. Dar o să știu că doar ce și-a scos gipsul e încă și-o întorog. Îmi pare rău, cocuților. Păi, știam, stai liniște. Nu știu cât de mult mai contează piciorul, ținând cont că de când am piciorul, parcă am mers mai bine, ca pe primul loc. Dar un vot în minus pentru mine înseamnă că e bine. Chiar dacă Oase a avut problemele pe care le-a avut, ei au fost mai rapizi ca niciodată. Deci... Și-a scuzat oarecum votul prin faptul că Oase abia și-a scos gipsul și încă nu poate să calce cum trebuie pe picior. Aici, în cursa pentru ultima șansă, e altceva. Trebuie efectiv să alergi printre străduțe, printre mașini. Păi, mulțumim frumos pentru nevot. Păi știu mereu, își iau timp Kobo mereu la asta. Și acum rămâne doar votul Ginei. Da. Adică dacă Gina va face cum a făcut și data trecută când a fost egalitate de vot. Contează ordinea în care ați ajuns la mine. Deci, dragii mei, Cocuța și Bogdan, trebuie să treceți alături de celelalte echipe care vor participa astăzi la această cursă. Exact acum v-ați ieșit și voi din rid. Da. În loc să veniți primii. Ne-am riscat cu Cocuții oricum, ținând cont că avem și noi un accidentat. Iar Cocuții sunt o echipă foarte, foarte, foarte puternică. Nu mă simt foarte bine. Am în continuare dureri de stomac. Îmi simt corpul foarte slăbit. Dar indiferent cum o să mă simt, o să dau tot ce mai am. Ne-a salvat Rubicoade. Cerebel și Oasă, sunteți în finală, dragii mei. Aș vrea să mă bucur, dar mai bine sper spre ei. Bravo. Bravo. Finală! Asta aveau finală. Stu finală. Eram stu finală. Stu finală. Și să nu stai, să stai, ne bucurăm. N-aveam cum să ne bucurăm foarte tare, ținând cont că erau trei echipe la duel și una sigură aici care... Este, bă, de finală, bă! Frate, nu merge. Nu merge. V-ați cotit, hă? Băi, din respect, nu o să stau acum să mă bucur. Plecați și mă bucur dragii și eu. Dragii mei! Nu ofens, serios. E urât să stau să mă bucur acum. Este, băi, Kobo și Erman toți la duel. Pleacă în cursă și pe aia dăm 6 ture de parc. Asta eu cu Cerebel. Pentru că n-a fost nicio echipă imună, nu am dat cutia până astăzi. Va trebui să țineți voi elefantul până la sfârșitul zilei, când vom afla ce culoare are.